Aș vrea să pornim de la o definiție. În sistemul yoga, structurat de Patanjali, există o definire, o primă definiție pe care personal o consider ca fiind cea mai corectă, cea mai cinstită, cu privire la ceea ce reprezintă yoga. Și anume, yoga este încetarea fluctuațiilor minții. Sigur că în momentul în care noi pătrundem pe o cale spirituală, în momentul în care aflăm despre o cale spirituală, cum este yoga, că ea produce o serie întreagă de efecte binefăcătoare, noi, cei de acum, nutrim un sentiment al așteptării, al speranței că, abordând o astfel de cale minunată de transformare, sigur se vor produce toate acele lucruri minunate în ființa noastră. Și sigur că este o abordare mentală inițială cu care mulți pornesc și sigur că etimologic vorbind, yoga înseamnă unitate, comuniune, fuziune cu această realitate a propriei noastre ființe, cu Dumnezeu perceput în inima noastră spirituală. Și din acest punct de vedere am putea spune că yoga, sigur, ar trebui să conducă către această stare de unitate, către această stare de comuniune cu Dumnezeu, cu această supremă realitate a ființei noastre. Mai mult decât atât, aflăm că această cale yoghină specifică pe care o realizăm, de ce nu în cadrul acestui centru de yoga, este o cale a inimii spirituale. Este o cale a trezirii, a revelării conștiinței de sine. Și sigur că de ce nu? Avem anumite așteptări cu privire la aceasta. Este foarte greu să nu se producă acest nivel al așteptării, al pătrunderii într-o dimensiune care să ne confirme pas cu pas că, de ce nu, suntem mai apropiați de acest nucleu, de propria noastră realitate, de cine suntem noi. Dar, pe de altă parte, în prima sutră, de fapt este chiar, nu chiar prima, este a doua, pentru că Patanjali și începe faimosul său discurs pe care și scrie spunând acum disciplina yoga, iar următoarea afirmație lui Patanjali este yoga înseamnă încetarea fluctuațiilor mentale. Ori acum se creează un mic paradox. Suntem întâmpinați cu un anumit gen de atitudine care practic ne blochează, ne stopează. Bun, pornim în yoga. Scopul este de a ne uni, de a crea, de ce nu, un mecanism interior prin care să pășim siguri, să înaintăm, să avem această conștiința faptului că pătrundem din ce în ce mai adânc în propria noastră natură și, pe de altă parte, Patanjali spune stop minții pentru că yoga înseamnă încetarea tuturor fluctuațiilor mentale. Acum, ar trebui să analizăm ce înseamnă mintea din perspectiva în care Patanjali o plasează. Pentru că aici vom găsi răspunsul. Practic, din perspectiva a ceea ce noi credem acum că este mintea, pur și simplu Patanjali afirmă că yoga ar reprezenta atingerea stării de non-minte.
încetarea fluctuațiilor mentale, deci ar presupune o completă stopare a tot ceea ce este conex cu minte. Cuvântul minte pentru noi presupune, chiar vă rog să veniți mai în față toți, pentru a putea să discutăm mai apropiat și chiar să putem să descoperim împreună anumite lucruri. Deci cuvântul minte presupune propria noastră personalitate, tendințele noastre, convingerile, dorințele noastre, cele mai intime, speranțele, sistemul de valori la care am aderat de-a lungul istoriei noastre personale. Cuvântul minte, în mod implicit și virtual, ar putea cuprinde și tot ceea ce a fost integrat de mintea celorlalți, pentru că, sigur, tot ceea ce a fost operat în această lume a fost intermediat prin minte. Toate filozofiile lumii, tot ce a fost descris și conceptualizat, folosește mintea ca un suport prețios de memorare, de reactualizare a anumitor informații. Deci putem vorbi de mintea universală. Putem vorbi de mintea care există la nivelul tuturor oamenilor. Putem vorbi de mintea noastră aflată într-un contact cu mintea celorlalți. Și totuși, deși mintea ne reprezintă aproape clipă de clipă și a preluat aproape complet priza noastră de conștiință, în această sutră pe care Patanjali ne oferă, apare senzația unei negări. Stop! Această atitudine, stop! A oferi minții primul rol. Pentru că yoga presupune încetarea ei. Avem un sentiment al negării de până acum. Ceva parcă nu este în regulă. Și sigur, de ce nu, pot să vă spun, citind prima oară, mai de mult aceste învățături, am vrut să pătrund mai departe. Era ca o provocare chiar pentru ființa mea de a înțelege, de fapt, cum voi continua să practic yoga. Ce rol mai are mintea în tot acest proces în care urmăresc să desfășor un demers, mi-l asum, de ce nu îl conceptualizez într-o anumită formă? Folosesc niște metode concrete. Zi de zi, sigur, apare un proces de feedback, de reflectare în propria mea ființă a pașilor concreți pe care îi fac în yoga. Și acum Patanjali spune, stop. Încetează activitatea mentală. Oprește-te de la identificarea cu ea și rămâi. Rămâi în tăcere. Rămâi într-o stare de pură existență. Sigur, el nu spune aceste cuvinte, dar am anticipat puțin felul în care întreg acest tratat, de fapt, sugerează demersul yogei. Deci, tot ceea ce poate fi cunoscut, tot ceea ce poate fi perceput, integrat și memorat, tot ceea ce este cognoscibil, noi îl facem cu ajutorul minții. Și sigur că în momentul în care se propune încetarea minții, ar însemna că noi trecem de la ceea ce ar putea fi cunoscut prin intermediul ei, la ceva de o altă natură. Ceva care aparent este incognoscibil cu ajutorul minții. Ar însemna că, practic, încetarea activității mentale ar presupune, de ce nu, în yoga, accesul la o cunoaștere profundă, revelatoare, care, al cărui scop este acela de a produce această comuniune, de a produce această descoperire, de a produce această reamintire sau revelare de sine, dar nu cu ajutorul minții. Deci, cu alte cuvinte, va exista altceva
prin care noi pătrundem spre această cunoaștere revelatoare. Dar nu mintea va fi acel. Sigur că în momentul în care analizăm puțin mintea pentru a vedea la urma urmei ce ar trebui stopat aici, ce ar însemna să stopez, de ce nu mă provoacă atât de mult această sutră, încât mi-aș pune problema, de fapt, ce este mintea, concret. Oare acum ea este ceva pe care eu, răsucind cumva un buton interior, ea să se poată opri? Sau ar trebui cumva altfel integrat această stare de non-minte, această încetare a minții? Ne aflăm într-un seminar acum care urmărește să prezinte, de ce nu, modul de funcționare a minții, crearea celor condiții din partea mentalului care să conducă la acea stare de revelare a inimii spirituale, la acea pătrundere în conștiința sinelui, la descoperirea acelei ultime realități. Și Patanjali afirmă că nu mintea este aceea. Și atunci, ce este mintea? Cum ar putea ajuta? Pentru că este clar că dacă încă nu suntem acolo cu totul, mintea ar trebui stopată și acest proces al stopării ei, totuși, să conducă către acolo. A ajunge în starea de a fi. A ajunge să trăiești acea stare de pură conștiință. Și haideți să vedem acum ce este mintea. Și din acest moment noi începem să realizăm o abordare care, în mod necesar, vă implică pe dumneavoastră. Dacă căutăm să aflăm ce este mintea, ce descoperim? Punând această întrebare, ce este mintea? Dacă ar fi să căutăm undeva în propria noastră ființă, să localizăm această minte, am putea găsi ceva pe care să o desemnăm ca fiind mintea? Aștept un răspuns. Fizic? Nu contează. Dumneavoastră doar spuneți ce credeți cu părerea noastră că ar fi mintea. Unde este mintea? În cap. Așa știm. Bun, deci continuați. Eu cred că mintea este de fapt o succesiune a pozelor care le-am văzut sau le-am închipuit. Aici intervine și o pic de memorie care ține minte pozele. Pot să le aduc și prin memorie pot să-mi închipui înainte ceva. Dar concret, minte. Unde este? Dumneavoastră îmi vorbiți acum de niște facultăți ale ei. Da? Haideți să vedem. Mintea reprezintă o structură. Andreea spunea că ar fi ceva care s-ar localiza undeva în cap. Aici asigur că pot să vă spun foarte clar că se face o confuzie între creierul, care este cel mai rafinat organ de percepție, care să permită ființei noastre o anumită integrare bună din punct de vedere fiziologic, psihologic, chiar și mental. Dar cu toate acestea, atenție, activitatea fiziologică, activitatea neuronală specifică,
Deci, activitatea cerebrală, acolo, deci la nivel neuronal, nu există nimic care să putem spune că reprezintă minte. Dar ca să vă ajut și mai mult spre a descoperi cumva ce este mintea, o să vă pun o altă întrebare. Dumneavoastră, ca să ajungeți aici, ați mers. Nu? Ați mers, cumva. Și vă întreb acum, unde este mersul dumneavoastră? Îl găsiți undeva? Deci el nu există. Deci putem considera mai degrabă că tot ceea ce a fost, a fost pus, tot ceea ce a încărcat conceptul de minte, provine mai mult din ceea ce reprezintă activitatea acesteia, ceea ce este cu totul altceva. Patanjali, știind aceasta, este evident că îndrumă. Yoga reprezintă încetarea fluctuațiilor minții, încetarea activității mentale. Cu alte cuvinte, deci am putea să considerăm mintea nu atât un substantiv, ar putea să considerăm mintea ca fiind o activitate care se desfășoară în mod continuu, care integrează conștient sau inconștient foarte multe procese. Le vom desfășura în curând pentru a vedea ceea ce se produce în acest sistem viu care este ființa umană. Și toate aceste procese care implică funcționarea într-o perfectă sincronizare a acestor structuri, corp, energie, psihic, de ce nu mintea în ansamblul ei și structura spirituală, este recunoscut, este perceput, uneori este redat, este descris de către un fel de limbaj al minții, de o anumită activitate, care se desfășoară prin intermediul gândurilor acestora. Deci mintea noastră, mai degrabă, este activitatea, sau mai degrabă ar desemna activitatea de gândire care se perpetuează la nesfârșit, care întreține o falsă aparență a conștiinței de sine, datorită acestui proces de identificare a noastră prin intermediul minții cu eu-ul nostru, cu ego-ul nostru, cu personalitatea noastră. Pentru că mintea, prin activitatea ei, încheagă acest nucleu. El este un nucleu aparent, dar este foarte consistent. Și aceasta este personalitatea noastră. Deci personalitatea noastră este foarte mult structurată prin minte, care continuă să persiste, să fortifice această entitate, pentru că dacă vom căuta acolo undeva vreo personalitate, dacă vom căuta undeva mintea, dacă vom căuta undeva egoul, noi nu vom putea găsi. În această explorare, noi nu vom putea găsi aceste structuri. Și o să vă explic imediat de ce. Ceea ce însă vom putea recunoaște permanent este această continuă activitate mentală specifică, realizată de aceste gânduri care se succed, care au un flux adeseori automat, care sigur prezintă o anumită aspectare. Și așa cum bine știm, există o anumită calitate, o anumită orientare, o anumită intensitate, o anumită persistență a acestor gânduri. Și toată această gândire a noastră structurează
idei, valori, convingeri, tendințe, obiceiuri, așa încât până la urmă tot acest nucleu de gândire care curge, sigur, fortifică aparentul eu, aparentul personaj al egoului nostru, al ființei noastre, în ansamblul său. Totuși, Patanjali spune că stop. Yoga este încetarea acestui mecanism de identificare cu procesele minții, cu activitatea ei, pentru a descoperi, de fapt, cel care suntem în realitate. Nu o spune în această sutră, ci urmează să se reveleze mai departe. Ne interesează să oferim această viziune și această abordare pentru că este esențială în tot ceea ce noi vom face în viață, pentru că ea ne scoate din poziția de, să spunem, sau scoate mintea din poziția de rol central, de instrument, deci scoate mintea din poziția de instrument, de orientare a existenței noastre și spune, ajunge cu această identificare parțială, aparentă, condiționantă pe care mintea o face, rămâneți într-o stare de liniște, de pace, de calm și veți remarca o altă stare de a fi. Aceasta este realitatea. Aici, în momentul prezent, în care rămâi fără a te identifica cu obiectele gândurilor, cu tendințele, cu sugestiile, cu energiile, cu orientările acelor gânduri, tu ești cel care ești în propria ta realitate. Bodhidharma, care a fost un mare înțelept yogin, s-a dus în China și împăratul Chinei, auzind de faptul că acest mare înțelept yogin a ajuns, sigur, că a urmărit să-l cunoască. În acea perioadă, el fiind foarte frământat și având foarte multe probleme de stat care îl necăjeau. Era foarte îngrijorat și mintea sa deja îi crea tot felul de probleme. Așa încât se duce la acest mare înțelept și îl întreabă. Mă poți primi? Trebuie neapărat să stau de vorbă cu tine pentru că am o foarte gravă problemă. Nu mai pot să-mi liniștesc mintea. Nu mai pot să dorm. Sunt complet frământat în fiecare zi, tot felul de gânduri, de griji și simt că nu mai pot să fac față. Atunci Bodhidharma îi spune, bine, vin o mâine dimineață la 4 și vom sta de vorbă, dar nu uita să-ți aduci mintea cu tine. La care împăratul, puțin mirat, se uită la el și spune, bine, dar nu putem să discutăm acum? Nu, te rog, vin o mâine dimineață la 4. Bodhidharma, foarte ferm, pe poziție, închide ușa, împăratul se retrage, era foarte supărat, cum putea cineva să-l refuze să dialogueze cu el chiar atunci când vroia el. În fine, până la urmă se retrage în castelul său și zice, nu, voi refuza să mă duc la acest înțelept, nu mă mai interesează. Dar, totuși, se zvârcolește peste noapte și spune, totuși, acest om avea o prea mare încredere în el, plus că a spus că se poate întâlni cu mine. Se trezește dimineața totuși și calcă pe orgoliu, ajunge dimineața la Bodhidharma și Bodhidharma îl întreabă. Bine, deci ai ajuns. Bun, mă bucur, dar ți-ai adus mintea cu tine? La care împăratul nu mai rezistă și răbufnește și zice. Bine, dar mintea este ceva care este tot timpul cu mine. Îl port cu mine permanent. A, deci este cu tine mintea. Bun. Păi, atunci
Arată-mi-o ca să pot să o liniștesc. Te rog, așează-te aici pe scaun, stai puțin liniștit și arată mintea ca să pot să o liniștesc. Ți-am promis că o să o liniștesc. Eu întotdeauna mă țin de cuvânt. La care împăratul se așează puțin liniștit, închide ochii și începe să caute mintea. Trece jumătate de oră, trece o oră, trec două. La un moment dat, împăratul înțelege. Se ridică, se apropie de Bodhidharma și îi spune: eu nu găsesc mintea. Mintea mea nu există. Atunci Bodhidharma îl întreabă: și acum, dacă mintea nu există, eu cu ce ți-aș mai putea fi de folos? Și atunci împăratul a avut o revelație și a dat seama că, practic, ori de câte ori va căuta să găsească în liniște mintea, el doar va exista într-o stare de pură existență, nefrământată de griji, neturburată, și a înțeles că în cele două ore de simplă prezență în preajma acestui maestru, în preajma acestui yoghin, mintea sa a fost liniștită, nu mai era deloc frământată și astfel, ființa așa, a cunoscut pacea, liniștea. V-am spus această povestioară pentru a înțelege că multe dintre demersurile transformării noastre urmăresc să folosească foarte mult minte. Și cu toate acestea, dacă noi o vom căuta, vom vedea că ea nu există. Nu are nicio consistență. Nici măcar savanții, oamenii de știință, și evident, nici mari rișii din trecut, mari yoghini, mari învățători, nu au localizat nicăieri mintea. Pentru că, în realitate, ea nu există. Ea, însă, dacă este să considerăm acum că este o problemă de limbaj, mergem mai departe, considerăm că este o convenție, este o premisă, este un concept care a fost folosit de oameni pentru a ușura o anumită conceptualizare, o anumită descriere a ceea ce reprezintă, de fapt, natura unei manifestări care se continuă și care persistă atâta timp cât conștiința noastră se identifică cu ea. Și aceasta este activitatea mentală. În momentul în care conștiința noastră nu se mai identifică cu această activitate mentală, producându-se apariția acelei structuri martor, producându-se acea atitudine de dezidentificare, apărând acea stare de observare, de conștiință liberă de ceea ce se exprimă acum, noi putem să vedem că aceste gânduri vin, se desfășoară o anumită perioadă de timp, ele cu adevărat au o calitate anume, au o anumită orientare, sunt, sigur, mai intense, mai puternice și se fortifică unele pe altele, dar cu toate acestea, noi le putem observa că vin
Și persistând în atitudinea de martor, vom remarca că ele pleacă și că nu este acolo ceva care să desemneze că ar fi o minte. Conștiința noastră este deschisă spre a percepe doar o manifestare a idoma celei a trecerii norilor pe cerul senin, pe care dacă îi observăm cu această stare de martor, vom vedea că ei vin, rămân o perioadă de timp, de ce nu, declanșează o serie întreagă de fenomene, se pot încărca electric, pot să declanșeze ploi, ei au anumite culori, pot să rămână mai mult sau mai puțin pe cer și totuși ei pleacă. Ei se transformă în acest proces, nu? Apar, dispar, devin mai albi, mai negri, se colorează, dar ceea ce se întâmplă în momentul în care noi suntem martori este de a surprinde fundalul pe care norii se mișcă. Vom putea surprinde poate pentru prima oară că acolo este cerul senin. Nu vom putea spune că este cerul noros. Vom putea spune că este cerul a cărei realitate nu poate fi negată, iar pe acesta, din când în când, se desfășoară nori. Ca un fenomen care totuși nu schimbă realitatea din această perspectivă nemișcată, eternă, a cerului. Revenind acum la ceea ce, sigur, reprezintă ființa noastră, am putea spune că nici de cum această activitate a minții, acești nori, aceste gânduri, da, aceste așa zise realități cu care noi ne-am identificat până acum, nu ar putea reprezenta nici de cum ființa din spate, ființa reală, care de fapt a existat, există și va continua să existe, indiferent de ceea ce se produce pe cerul percepției ei. Și sigur că din această perspectivă aș dori să trecem la a integra yoga, procedere, modalitățile spirituale și întreaga noastră existență într-o manieră care să vă ajute permanent ca ceea ce este, să zicem, integrat printr-o anumită activitate a minții să producă întotdeauna această relocare a conștiinței dincolo de activitatea mentală. Cu alte cuvinte, a deveni conștienți nu atât de ceea ce desemnează gândurile care percep această realitate exterioară. A deveni conștienți de ființa care observă ceea ce se desfășoară acolo. A deveni conștienți de subiectul care suntem noi în realitatea ființei noastre. În esența ființei noastre. Fiecare tehnică, chiar și mentală, pe care o vom realiza, atitudine corporale pe care le vom realiza, existența de zi cu zi poate fi un prilej de dezvăluire a acestui nucleu esențial care suntem noi în realitate. Spun dezvăluire pentru că întotdeauna mintea a fost cea care a învăluit cumva nucleul de dumnezeire, sinele nostru.
realitatea a ceea ce noi suntem și în acest proces de identificare a noastră numai cu obiectele simțurilor, cu gândirea pe care o avem, cu stările noastre trecătoare, practic, noi, sigur că, dacă am continuat să facem așa, am persistat în a rămâne decentrați în afara, cu alte cuvinte, a ceea ce noi suntem în realitate. Și atunci, din această perspectivă, sigur că se pune problema cum sau care ar putea să fie atitudinile, ce metode ar putea exista ca ceea ce noi numim activitate mentală, pentru că am acceptat că mentalul, mintea, nu există, deci ceea ce ar putea fi un anumit gen de activitate mentală să poată să producă această modificare a viziunii noastre, dar din interior. Este ca și cum învățăm un alt mod de a privi. Dacă până acum, în mod spontan, urmăream să văd cum este vremea și mă uitam pe cer și dacă erau nori întunecați, rămâneam la ei și spuneam, da, aceștia sunt acei nori care obturează lumina soarelui, care face ca atmosfera să fie mai rece și de ce nu poate să apară ploaia. Aceasta pe noi ne poate ajuta să înțelegem o anumită realitate, dar dincolo de aceasta, realitatea concretă a cerului nu trebuie să ne scape. Realitatea faptului că acei nori vin și pleacă nu trebuie să ne scape. Pentru că sunt multe persoane care, de exemplu, au stări proaste numai pentru că se identifică cu un anumit nivel al percepțiilor cu privire la norii închiși din care urmează să ploaie și care îi vor face pe ei să nu se bucure de weekend, să nu se bucure de sărbători, de ziua lor de nume. Să simtă că această vreme practic reprezintă un blocaj. Starea lor interioară să se modifice. Dar dincolo de aceste percepții pe care le avem de la organele noastre de simț, care perpetuează sau fortifică un anumit nivel de gândire, de ideație conexă legată de vremea așa zis proastă, noi trebuie să ajungem să fim mereu aceiași, necondiționați de loc, de spațiu, de condițiile exterioare. Deci, în felul acesta ar trebui să abordăm ceea ce presupune activitatea aceasta a minții, pe care trebuie să recunoaștem că nu o putem decât accepta, pentru că însăși natura minții este aceea de a produce fluxul gândirii noastre, da? Dar noi trebuie să nu ne mai identificăm cu minte, cu acele gânduri, cu ceea ce ele trezesc în noi, cu ceea ce ele produc în ființa noastră, ajungând să devenim, de ce nu, foarte condiționați de ele,